Trebuie să ne asigurăm că nu politizăm această președinție. Această președinție nu este a unui ministru, nu este a unui guvern, este a fiecărui român. Și trebuie să fim capabili să reușim să trecem peste interesele individuale sau politice pentru a ne asigura că în final acest mandat este unul de succes. Pe perioada mandatului nostru se vor discuta direcțiile viitoare ale Uniunii Europene. Se va discuta despre viitorul Uniunii Europene. Se va discuta despre ceea ce înseamnă direcția pe care trebuie să o urmăm împreună. Vor avea loc și acele alegeri extrem de importante, alegerile pentru Parlamentul European. Se vor celebra 40 de ani de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European și va exista și momentul ieșirii Regatului Unit, Marii Britanii, din Uniunea Europeană. În acest context, este probabil ca nu toate forțele politice, care, mai ales cele care luptă împotriva proiectului european, să își dorească ca viitorul Uniunii Europene să fie în continuare unul pozitiv. Și în consecință există acest risc, pe care țin să-l menționez, ca nu toate forțele politice să își dorească ca această președinție a României la Consiliul Uniunii Europene să fie una de succes. De aceea este important pentru noi să lucrăm împreună, pentru că, în definitiv, beneficiile vor reveni României. La 11 ani de la aderarea la Uniunea Europeană este timpul pentru țara noastră să acționeze proactiv, cu mesaje clare și mai ales să fie capabilă să se angajeze în proiecte serioase alături de țările care vor să împingă înainte acest proiect european. De aceea, un rezultat palpabil, concret și pozitiv, zic eu, al mandatului meu, a fost inițierea unui format de lucru comun alături de Franța și Germania. Deja, de câteva luni, miniștrii de afaceri europene din România, Franța și Germania lucrează împreună și au avut loc mai multe întâlniri clare în care am discutat despre viitorul Uniunii Europene. Această președinție să fie o președinție centrată pe cetățean. Avem ca și element central nevoia de coeziune și o să revin asupra acestui punct, nevoia ca să lucrăm împreună la nivel european, să avem o bună colaborare, un respect între statele membre, să nu existe un dublu standard, să nu mai existe acel sentiment că ar putea exista cetățeni de diferite ranguri și avem 4 piloni de acțiune. Am mai menționat acest lucru și cu alte ocazii, dar țin să profit de întâlnirea de astăzi pentru a evoca din nou, în speranța ca toată lumea să înșusească aceste idei și să le promoveze împreună cu noi. Primul pilon se referă la Europa convergenței, la partea de creștere economică, nevoia unei creșteri cu impact real. O să căutăm să vorbim foarte mult de importanța strategiilor macroregionale și, în mod special, de importanța strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, a cărei președinții o preluăm în noiembrie anul acesta. A doua direcție se referă la Europa siguranței. Aici vom continua o serie de proiecte deja inițiate de partenerii austrieci, dar vom vorbi despre nevoia unei mai bune colaborări între statele membre și mai ales de plus valoarea pe care o poate aduce România în ceea ce înseamnă politica de securitate și de siguranță publică la nivel european. A treia direcție, Europa actor global, se referă la acțiunea externă a Uniunii Europene, la nevoia de a ne respecta angajamentele, de a sprijini parcursul european al țărilor din Balcanii de Vest și a întări relația cu țările din parteneriatul estic. Anul viitor vom celebra 10 ani de la crearea acestui format de lucru al parteneriatului estic și dorim să vorbim cu această ocazie de parcursul european al Republicii Moldova, în măsura în care Republica Moldova va continua să tindă către această direcție. Și al patrulea element se referă la Europa valorilor comune, la nevoia de coeziune, de convergență, de respect și mai ales căutăm să revigorăm un concept central în documentele europene, conceptul de demnitate umană. România este în grafic cu procesul acesta de pregătire a președinției noastre la Consiliul Uniunii Europene. Deci avem definite evenimentele, cifrele au mai fost evocate, aproximativ 300 de evenimente găzduite de țara noastră, 1400 de reuniuni care vor avea loc la Bruxelles, Luxemburg, Strasburg sau inclusiv în alte zone ale lumii ca și reprezentanți ai Uniunii Europene în discuțiile care se poartă în formate internaționale.